Icoana Maicii Domnului Portărița din Iviron. Icoana Maicii Domnului Portărița din Iviron este prăznuită pe 12 februarie, 31 martie, 26 septembrie, atunci când se prăznuiește scoaterea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia, 13 octombrie, când se prăznuiește sosirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova în anul 1648, precum și marți în săptămâna luminată, când se prăznuiește arătarea Icoanei Maicii Domnului într-un stâlp de foc la muntele Athos și recuperarea acesteia de către Sfântul Gabriel. Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se află în paraclisul de la poarta mănăstirii Iviron. De aceea, icoana este numită Portărița. Conform tradiției, această icoană a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Icoana Maicii Domnului Portărița aparține tipicului iconografic Hodigritia sau Îndrumătoarea. Fecioara Maria este zugrăvită ținându-l pe Hristos pe brațul stâng și arătând spre el cu mâna dreaptă, ca o călăuză spre Dumnezeu. De aici denumirea de Îndrumătoarea. Pruncul Hristos ține în mâna stângă un sul de hârtie, ce simbolizează Evanghelia, iar cu mâna dreaptă binecuvintează. Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Iviron este ferecată, cu excepția fețelor, cu o îmbrăcăminte de aur și argint, cu pietre prețioase, monede de aur și o mulțime de alte podoabe dăruite de împărați, regi, ecumeni, duci, ofițeri și simpli credincioși. Aceste odoare sunt dovezi ale minunilor Fecioarei Maria. Le-au oferit Maicii Domnului aceia care au primit ceea ce au cerut de la ea. Din sinaxarul icoanei aflăm că a fost păstrată cu mare cinst în casa unei văduve evlavioase din Nicea, care avea un singur fiu. În timpul împăratului Teofil, iconoclaștii controlau casele creștinilor pentru a distruge icoanele. Unul dintre soldați a descoperit icoana Maicii Domnului și a lovit-o cu o suliță. Îndată a curs sânge din locul în care icoana a fost lovită. Văduva, văzând minunea și temându-se de distrugerea icoanei, a dat soldaților imperiali bani, implorându-i să nu se atingă de icoană până a doua zi dimineața. Când soldații au plecat, femeia și fiul ei, care mai târziu a devenit călugăr atonit, au luat icoana și au mers la țărm, așezând-o pe apă. În chip minunat, icoana Maicii Domnului s-a îndepărtat, plutind deasupra apei. Sfânta icoană, stând în poziție verticală deasupra apei, a plutit până la muntele Athos. Pentru mai mult timp, călugării atoniți au văzut un stâlp de foc pe mare, care ajungea până la cer. Această vedenie a continuat câteva nopți. Apropiindu-se cu barca, monahii au constatat că stâlpul de foc izvora din icoana Maicii Domnului, iar când doreau să se apropie, icoana se depărta. Văzând acestea, călugării s-au întors la mănăstire, rugându-se Maicii Domnului ca să dăruiască acea icoană mănăstirii lor. Maica Domnului s-a arătat în vis unui călugăr evlavios al mănăstirii Ivor, cuviosul Gavril, zicându-i să meargă pe apă după icoana sa. Mergând la țărm, Gavril a pășit pe valurile mării ca pe uscat, învrednicindu-se să ia cu mâinile sale această icoană grea și de mari dimensiuni și a așezat-o în biserica mănăstirii. În ziua următoare, călugării nu au mai găsit icoana Maicii Domnului în biserică, dar căutând-o au văzut-o pe zidul mănăstirii deasupra porții. Atunci au luat icoana și au dus-o în biserică, dar iarăși au găsit-o pe zidul de la poartă. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori, până când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a arătat Sfântului Gavril voința ei, zicând că nu dorește ca icoana să fie păzită de către monahi, ci mai degrabă ea vrea să-i protejeze pe ei, dar nu doar în viața de acum, ci și în cea viitoare. După aceasta, icoana a fost așezată în paraclisul de la partea mănăstirii, ajungând să fie numită Icoana Maicii Domnului Portărița. Acest lucru apare și în acatistul Maicii Domnului. Bucură-te, portăriță bună, care deschizi credincioșilor porțile raiului. Conform tradiției, Maica Domnului a promis cuviosului Gavril harul și mila lui Dumnezeu față de călugări, atâta vreme cât icoana va rămâne în mănăstire. Se crede de asemenea că dispariția icoanei Maicii Domnului Portărița din muntele Athos va fi un semn al sfârșitului lumii.